Slăvit să fie Domnul! Bine ați venit la un cuvânt de suflet! Astăzi ne vom adresa în special familiilor. Mi-am intitulat meditația așa: supunerea față de soț, înjosire sau dăruire? Poate veți spune, părinte, vorbești astăzi, în zilele noastre, de supunere? Astea sunt concepte învechite? Manualul Creatorului, care este Biblia, rămâne totuși valabil. Acolo scrie așa, și așa ți s-a citit la cununie: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Astăzi vom învăța cum să se supună bărbații. Da, da, bărbații trebuie să se supună. Cum să se supună doamnele lui Hristos și bărbaților? Că altfel căsătoria nu merge bine. Dumnezeu a hotărât câteva structuri de autoritate. Biblia spune că Dumnezeu e capul lui Hristos. Hristos este capul soțului, soțul este capul soției. Prima structură e Dumnezeu Tatăl, a doua este Hristos, a treia este soțul, a patra este soția. Noi acum trebuie să stabilim. În primul rând, ca o familie să funcționeze normal, vorbesc de familii creștine acum, soțul și soția, dar acum vorbim de soț, trebuie să fie supuși sau supus lui Hristos. Un părinte drag mie, care a fost închis în temnițele comuniste, spunea la o întâlnire așa: știți cât este numărul familiei noastre? Și alți preoți au spus: unu, adică cei doi vor fi una. Și acest părinte a spus: numărul familiei noastre e 100. Adică cum 100? Și părintele a spus: eu sunt 0, soția mea e 0 și Hristos e 1. Adică eu sunt gata să mă supun lui Hristos, soția mea, doamna preoteasă, e gata să se supună lui Hristos, că problema cea mai mare în familie e ego, cine sunt eu, ea trebuie să stea acolo, e femeie, sau eu por pălăria în casă. Revenim. Ca o familie să funcționeze binecuvântat normal, trebuie ca soțul să fie supus lui Hristos și atât soțul și soția să se supună lui. Mergem un pas mai departe. Vrei ca soția ta, stimate domn, să-ți fie supusă? Ascultă secretul. Poartă-i de grijă și iubește-o, fiind gata să te sacrifici, cum a făcut Hristos pentru biserică. Se spune că pe vremea împăratului Cirus, împăratul Persiei, soția unui general de-a împăratului s-a răsculat, a făcut revoltă, a fost adusă înaintea lui Cirus și hotărârea a fost așa: la moarte. Generalul a stat în genunchi înaintea lui Cirus, l-a implorat și a spus: împărate, vă rog, luați-mă pe mine, omorâți-mă pe mine, dar lăsați soția mea să trăiască, să meargă acasă la copiii noștri. Și Cirus, fiind foarte sensibil, a spus: nu va muri nici unul. Hristos din cer a venit, a stat pe cruce, i s-au bătut cuie în mâini și în picioare. De ce? Pentru că și-a iubit mireasa, biserica, adică pe noi. Noi formăm biserica. Scriptura spune: bărbatul să-și iubească soția,
cum și-a iubit Hristos biserica. Supunerea nu înseamnă dictatura bărbatului. Cineva spunea, foarte dur scria, nu fi bădăran cu soția ta, să nu crezi că dacă țipi la ea și strigi și ești dur, asta înseamnă să fii bărbat. Bărbat înseamnă să fii un gentleman, să fii un domn, să o tratezi cu toată tandrețea și dragostea. Cine nu se supune la un astfel de bărbat? Vrei ca soția să-ți fie supusă? Tratează-o egal, tratează-o cu multă iubire, tratează-o cu bunătate și ea îți va fi supusă. Problema întâi, stimate domn, e la noi. Că poți să fii preot, iartă-mă, ești popă de la ușă încolo când ești în stradă, acasă trebuie să speli vase, să aspiri pe jos, să faci curat, nimeni nu-i pașă. Ești soț, ești tată, asta înseamnă un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Supunerea față de soț înseamnă trei lucruri. În primul rând, stimată doamnă, voi fi foarte scurt, e o problemă de ascultare față de Dumnezeu. Când tu te supui soțului, așa a stabilit Creatorul și asculți de el, tu asculți de Dumnezeu. Când comentezi și mereu ești împotrivă și răzvrătită, Doamne, mult blestem, e într-o grămadă de familii, nu știu care să conducă. Există însă blestemul acesta de la ieșire din Eden. Femeia vrea să domine, femeia vrea să aibă ultimul cuvânt și asta e un mare blestem pentru ea și pentru familia ei. Eu n-am văzut niciodată automobile cu două volane. Fiecare automobil normal are un volan. Dumnezeu din cer a stabilit ca la volanul familiei să stea soțul și când tu stai unde te-a rânduit Dumnezeu, ești protejată de Dumnezeu și familia ta e binecuvântată. Apoi supunerea față de soț înseamnă un răspuns la dragostea lui. Cum să nu răspunzi cu dragoste cuiva care te apreciază, care te iubește? Răspunde, continuă să răspunzi dragostei lui prin tot ce faci. Mandatul tău e să fii, ascultă, ajutor potrivit, să-l ajuți să-și îndeplinească mandatul pe care Creatorul l-a dat. Și în ultimul rând, supunerea este calitatea unei femei evlavioase care și-a înțeles locul în planul lui Dumnezeu. E o mare calitate să știi să-ți găsești locul și să fii supusă și să spui respect decizia soțului meu, respect, e domnul meu, e cel pe care Dumnezeu l-a pus lângă mine. Poate vei spune, părinte, sunt așa de încurcate lucrurile în familia noastră. Da, da, ele cred că sunt încurcate, că nu sunt respectate principiile Creatorului. Dacă soțul nu dă dragoste, dacă soția nu se supune, dacă Hristos nu e pe primul loc, închei spunându-ți așa, e greu. Cer iertare lui Dumnezeu și spune, Doamne, am vrut să fiu șefa. Cât vrei să fii tu șefa, lucrurile nu merg în casa ta, pentru că tu te împotrivești lui Dumnezeu. Mărturisește-te la un părinte, cere-ți iertare soțului și așează lucrurile în ordine. Fă o rugăciune cu soțul tău și spune, Doamne Iisuse Hristoase, fii tu capul familiei,
Bărbate, este responsabilitatea și eu te voi urma. Supunerea nu e o înjosire, ci e înălțare, e starea normală. Doamnelor dragi, vă doresc să fiți binecuvântate, să aveți căsătorii frumoase, dar nu uitați, împliniți-vă mandatul, fiți supuse și Dumnezeu vă va binecuvânta. Dumnezeu să ne ajute să avem familii după voia Lui. Amin.